27 mai 2024, am venit să verific aceste nuclee formate. Știți că ați văzut acel film unde le-am format și am introdus bocili. Astăzi, azi noapte, între 26 și 27, trebuiau să eclozeze reginele și am venit doar să verific eclozarea, dar vă arăt și câtă albină a rămas în un nucleu astfel format. Știu că regina este ieșit, am văzut eclozarea reginei și mai trebuie să verific dacă nu cumva își fac și ele botcuțe. Au această tendință de a-și face botcuțe, chiar dacă azi noapte a ieșit matca, a eclozat matca respectivă. Nu toate, dar se mai întâmplă să-și facă boci. Are ceva albină rămasă. Arată destul de bine. Mă uit acum, dacă tot am ridicat rama, mă uit și după matca tânără, eclozată. În mod normal nu prea trebuie să o deranjez dacă vezi că a ieșit, este aici, totul este în regulă. Bun, deci așa arată un nucleu format. Eu acum doar asta fac, scot acele boci și unesc rama să văd dacă a eclozat fiecare regină așa cum trebuie. Știu că sunt prezente. Nu neapărat trebuie să te uiți după ele. Așa, trec la următorul. Am verificat 2. Mă duc la următorul. Eu am format 4 astfel de nuclei într-un înmulțitor. La prima serie de regine formate, împerecherea arată foarte bine până acum. Am câteva regine B24X împerecheate. Îndepărtez rama ca să scot acea botcă artificială. Să verific eclozarea. Totul este în regulă, mai ales dacă măcilii sunt, bocilii sau larvele au fost date bine, bine. Haide-i tu, eu albină înăuntru vreau să o scot. Nucleele sunt bine populate, chiar dacă sunt formate pe aceeași vatră. Să vă arăt imediat și bocile după ce scot și a patra botcă. Frumos populat. Apropii ramele. Mare cuietă de ecloză. Așa. Și la așez la loc. Ăștia mici nu fac așa repede boci, adică ei ajunge, dacă îl faci micuț, îi ajunge o botă, dar dacă îi stupui mare cu multă albină, o să-ți mai facă și alte boci, că ar fi un impediment sau un neajuns de a da boci la o colonie mare. Mi-a trebuit ceva timp să-mi dau seama că nu e chiar bine cum procedez, dar între timp m-am mai specializat, să zic așa, în a da boci la o colonie mai mare. Tot ce trebuie să faci este să vii și să verifici un pic bocile prezente. Mă nedumerește un pic un lucru la această
nucleu, dar îl voi verifica. Pare bot caroasă pe lateral și acest lucru nu se poate întâmpla decât în anumite condiții, dar verific acum care e situația. În mod normal, iată ce de albină are. Toată e albină tânără. Albina bătrână s-a întors acasă la stupilul mama de unde a fost format. Acum încă mai eclozează albina. Mă nedumerește un pic. Pare eclozată în regulă, dar totuși e câte unul care îți mai face câte o surpriză din asta. Verific frumos să văd, are mătcuța sau nu o are, acum e ignorat și știi sigur că toată albina e acasă. Deci ce frumos rămâne populat. Mă uit un pic și pe a doua ramă și îl las în pace. Aceste nuclee va trebui să vin acum cu mâncare. Vin cu rame cu miere. Este ea pe undeva matca, dar în mod normal nu mă uit după măci în această zi, dar s-ar putea să nu fie. Bine, nu este o problemă așa mare. În momentul în care un nucleu eșuiază, îl las în pace acum, n-are rost să-l deranjeze. Haide, haide și totuși că n-am eu această răbdare. Parcă aș vrea să văd o matcă pe aici. Mai ascultă albina, nu știu ce. Dacă se întâmplă ceva, ar trebui zilele astea să mai dau boci, dar am destule, regina. Bun, ăsta trebuie notat că s-ar putea să nu aibă regi. Parcă și plânge așa un pic. Dar 5 zile va rămâne așa și voi verifica atunci. Bun, deci cam asta e situația cu nucleele astea. Să vă arăt și bocile și ce mă îngrijorează pe mine la această botcă. Ea este roasă în lateral. Așa. Aici, deci. Asta îmi dă de gândit. Chiar dacă pare aici, parcă a eclozat. Deci vârful pare normal. Mă așteptam să găsesc așa ceva. Așa ceva vreau să găsesc la ele, nu roase pe lateral. Bun, dar se poate întâmpla, nu este nimic neobișnuit. Îl notez și 5 zile. Azi este
luni, dacă nu mă înșel. Și să le dau la transvazat, să mai dau o serie de boci la crescut. Bun, cam atât. Iată, rămâne albină suficientă în nuclei pentru a le împerechea, nu e nicio problemă. Eu mai verific câțiva să văd dacă totul e în regulă. Până data viitoare, numai bine!